că nu este unitară, nu se face pe calculator. Se judecă lucrurile în funcție de cum ești, la putere sau mai puțin cunoscut. Dacă ești șmecher, lucrurile se rezolvă altfel. Din păcate, putem să o observăm noi, simpli cetățeni. E un caz, poate și acesta, deși nu vrem să acuzăm. Mihai Tudose poate să răsufle ușurat. Toată lumea aștepta verdictul în cazul suspiciunilor de plagiat din teza de doctorat a premierului, dar acesta a fost amânat pe termen nedeterminat. SRI și Ministerul Educației își pasează responsabilitatea, invocând tot felul de motive. Emilia Șercan este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră ați făcut această cercetare în cazul premierului, dar cu acuzații? De unde și acuzații? Nu este ancheta mea. Ancheta care vizează plagiatul domnului Mihai Tudose a fost făcută de colegii de la România Liberă, mai exact de Sorin Semeniuc de la Iași. Dar cunosc și eu destul de bine cazul, având în vedere că m-am ocupat în ultimii doi ani de foarte multe alte cazuri de plagiat. Deci în cazul domnului prim-ministru nu merge mai departe procedura, ca în alte cazuri poate, ca să aflăm și noi dacă e sau nu vinovat, că poate e nevinovat om. Da, problema este în acest caz, ca și în alte 8 cazuri de teze de doctorat în care s-a constatat că s-a plagiat masiv, toate susținute la Academia Națională de Informații a Serviciului Român de Informații, lucrurile sunt blocate. Și nu sunt blocate de ieri, ci sunt blocate de aproximativ 2 ani de zile. De fapt, cred că sunt 2 ani de zile bătuți pe muchie, pentru că este clar că cei din Serviciul Român de Informații, având în vedere că această academie le aparține, nu își doresc o rezolvare pentru că asta ar duce la o discreditare profundă a întregii academii, având în vedere faptul că un verdict care să indice faptul că 9 teze de doctorat din 84 de teze susținute acolo, deci vorbim de un procent mai mare de 10% ar fi plagiate, ar putea duce chiar la închiderea școlii doctorale de acolo, dacă ar fi ca legea să fie aplicată, cum să vă spun eu, fără niciun fel de, ținând, nu, pur și simplu legea să fie aplicată, fără să închidem ochii și aplicăm legea. Acea școală doctorală ar trebui închisă. Cu siguranță Serviciul Român de Informații nu-și dorește ca școala lor doctorală să fie închisă. Ba mai mult, ei au făcut eforturi majore în ultimii ani, de exemplu să abiliteze 5 noi conducători de doctorat față de cei 5 care existau înainte de momentul 2015, în care au început să apară dovezile despre tezele plagiate în această academie. Deci, acum mie mi se pare extrem de ridicol motivul pentru care ei, cei de la Academia SRI, susțin că ei nu pot face niciun fel de, nu știu, recomandare în privința tezei domnului Tudose, având în vedere că nu mai au rector. Rector nu mai au din luna iulie, de când cu pensionările din sistemul de informații, când foarte mulți colonei, generali sau alte persoane au părăsit sistemul. Atunci a părăsit sistemul și domnul Neculae Iancu, cel care era rectorul Academiei. Dar primele acuzații de plagiat privind o teză de doctorat susținută la Academia Națională de Informații au fost publicate undeva, cred că în jur de 10 august, prima teză a fost a domnului Neculae Onțanu și apoi au urmat multe, multe, multe alte dovezi. Sunt de 2 ani de zile. Nu cred că nu puteau să găsească soluții, să comisă. Cred că s-a întrerupt această legătură. Îi mulțumesc foarte mult Emiliei Șercan. Dacă e așa, păi asta înseamnă că e foarte grav. O instituție care are pâinea și cuțitul în mână, cum s-ar spune, și care poate să tergiverseze o verificare, să nu aflăm niciodată, ca să nu aibă ei o pată în dosar, cum se spune. S-a mai întâmplat odată asta. Actualul ministru Liviu Pop a făcut asta pentru domnul Ponta, când a desființat acea Comisie Națională de Evaluare, chiar în dimineața zilei în care... Am convingerea că există proceduri după care se stabilește un astfel de plagiat. Sunt convins că există și proceduri interne care trebuie respectate și poate că asta... Cine poate să le spună celor de la Academia de Informații...
să facă ceva, să demareze o verificare. Gândesc că prin regulamentul, dacă vreți, de ordine interioară sau orice alt tip de document în organizarea lor, ar trebui să existe acea procedură prin care se stabilește și ce comisie stabilește, cum se stabilește comisia, cine stabilește cât anume este plagiat și probabil că nu îndeplinește condițiile date pentru a veni cu un răspuns extrem de categoric. Bun, deocamdată lucrurile nu sunt clare. Mai avansate decât noi în punctul de vedere sunt foarte clare. Eu, de exemplu, am un doctorat luat în Franța. Acolo, înainte să poți să susții public teza, ea trece printr-un soft de verificare care îl compară cu texte publicate în toată lumea până atunci și spune exact procentul de similitudine cu altceva. Dacă e mai mare, atunci să verifică. Avem și noi acel soft, dar nu știu cum se întâmplă. Dacă s-ar aplica corect. Vă mulțumesc foarte mult, din păcate nu mai am timp să discutăm. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Punem punct aici discuției noastre. Știri cu Genția în acomandă la Fix.